Fostul masor al Naționalei și-a lansat cartea la Cluj, unde a întreținut atmosfera într-un mod inedit. Le-a cântat chiar el invitațiilor. România joacă la Cluj cu Slovenia, joi la 18:30 la Pro Arena și pe Voio. Carta lui Hexan nu va ajunge doar la Mutușichivu, de care a avut grijă la Naționale, ci și la Ibrahimovic. Am fost invitat în Italia și atunci vreau să eu dau person. La lansarea cărții, fostul masior al Naționalei a fost felicitat de Lucescu, Pițurcă și Sârna. Aveți grijă cu vinul, aveți grijă cu cântările lui, să nu vă plictisească cântare, dar în același timp să-l sărbătorim pentru că merită. Hexan a renunțat la fotbal și în prezent cântă la nunți și botezuri și a arătat talentul muzical și la lansarea cărții. Simt în fiecare zi bucuria de a trăi, am cu mine prietenii. Un om extraordinar, un om care ne umplea camera și sufletul de bucurie atunci când eram la echipa națională.